Oameni buni, nu prea am timp, așa că o să fie pe scurt, deci luați aminte și fiți atenți. Nou caracter. Ce face acest nou caracter? Păi să știți. Trage cu oftea. Și la capătul vopsele dă mă mult damage dacă îi prindeți pe dinamici. Se încarcă cam după mine. Dar asta îi încetinește și le dă spawnings. Asta dă și damage, pardon. No, alte chestii noi. S-ar da gaj și schimb pe Frank, care se cheamă Party Frank, ceva genul. E destul de ciudat după mine. Are același formă de atât, deci nu are nimic schimbat. Alte chestii noi. Când n-ai Jesse, are acum și a formă când trage, adică nu mă ce săgeți are. Și curăta la fel. Dacă sunt toate înțeleg și nu să le nu duțin la drop. Sau, dacă mă place ce schimbă orice este indicat, avem și varianta B, ce nume. Și dau Knight Jesse, care are față și zici că a mâncat broccoli. Așa și asta când o... Aceasta e Starlight și... pe cum să numim chestia asta și... Și are 900 de tragere, numai cum arată. Și este decor diferit. Și dragonul ne zici că e făcut din cărbune. Mă rog. Uite, n-am tot ar fi noul event băgat. În care toți sunt fantome. Viața vă scade și singurul lucru care te face să crească înapoi este să dați damage la nemici. Dacă faceți un kill, veți să faceți viața complet. Oh, ce fain, am pierdut. Nu mă bine, să vedeți să mai băgă nou. Fel de mai chestie nouă băgată. E un alt meghen la care nu poți să-mi duceți trebuie cater cu Star Power. Și na, deci cam asta a fost pe scurt. E măcar răbez, vă urez că o seară faină, continuare și ciao.